Salut! Din Zooparcul Racoș! Suntem în nordul județului Brașov, pe raza comunei Racoș, unde se ajunge destul de ușor din drumul ce leagă Brașovul de Sighișoara. În această zonă, ce face parte din munții Perșani, au avut loc ultimele activități vulcanice de pe teritoriul țării noastre, ce au lăsat urme vizibile în peisaj. Nu degeaba, în capătul dinspre secuime al munților Perșani, sunt cele mai multe ape termale, minerale, mofete. În Geoparcul Racoș avem trei obiective turistice: vulcanul stins, coloanele de bazalt și lacul de smarald. Haideți să le vizităm! Coloanele de bazalt se întind pe o suprafață de un hectar și au o vechime de peste 1,5 milioane de ani. Monumentul coloanelor de bazalt prezintă trei faze eruptive. Prima și cea mai veche este cea a coloanelor prismatice, cu o înălțime de 12 metri. Urmează o fază intermediară sub forma unor curgeri orizontale, cu o grosime de aproximativ 1 metru, și ultima și cea mai recentă, coloane asemănătoare cu cele de jos, dar mai puțin individualizate. Lacul de smarald s-a format prin acumularea apei provenită din precipitații și din topirea zăpezilor. Craterul lăsat de carieră se comportă ca o uriașă oală de bazalt, din care apa nu se scurge, 80% din volumul ei fiind același de 20 de ani încoace. În această zonă au fost exploatate de-a lungul timpului două tipuri de roci vulcanice: bazaltul, cum este cazul aici în fosta carieră Brazi, și tuful vulcanic, zgura, din zona vulcanului stins. Cariera de zgură a funcționat până în anul 2005, când, printr-o hotărâre de guvern, zona a fost transformată în Geoparcul Racoș. Nu degeaba îi se spune lacul de smarald. Uitați-vă ce culoare are! Superb! Un verde deosebit. Nu avem noi ziua cea mai grozavă pentru filmare, este norat, dar culoarea este incredibilă. Plimbarea prin Geoparcul Racoș a fost deosebit de frumoasă, un peisaj mirific, dar a fost un pic cam frig. Când ne-am întors, afară era minus 1 grad și în vânel doar 8 grade. Folosim un termometru cu senzor de umiditate de la Xiaomi, mulțumim Rareș pentru cadou, aici îl ținem în vânel.
Îl recomandăm pentru autorulote, senzorii sunt foarte sensibili și în plus valorile pot fi citite prin Bluetooth. Toată lumea ne întreabă cum ne descurcăm cu frigul, dar temperaturile joase nu sunt o problemă în Vânel pentru că avem centrală. Căldura este mai degrabă o problemă, pentru că odată încins, vânelului ia o vreme bună să se răcorească. Avem o centrală Truma, diesel, de 4 kW. Avantajul major ar fi accesul la rezervorul de 120 de litri al vânelului. Dezavantajele, consumul mai mare de curent și zgomotul pompei de motorină, cu care însă noi ne-am obișnuit după câteva nopți, devenind un zgomot de fond. Centrala se programează ușor, avem un panou de control, stabilim ce temperatură vrem să avem în interior și apoi stăm fără griji. Astăzi pornim spre al treilea obiectiv din Geoparcul Racoș, vulcanul Stins. Suntem în craterul vulcanului Racoș, cel mai tânăr vulcan de pe teritoriul României. Ultima erupție a avut loc acum 680.000 de ani. Peisajul este... nu am cuvinte. Este de pe altă lume. Vulcanul Racoș face parte din categoria vulcanilor cu erupții efuzive, adică lava se scurge încetişor în momentul erupției, spre deosebire de erupțiile explozive, în care materia este aruncată la mare înălțime și depărtare. Zgura exploatată de aici a fost folosită la construcții de terenuri de tenis, piste de stadioane și în construcții. Comuna Racoș are multe case la care a fost folosită atât zgura cât și piatra pons din zona aceasta. Chiar dacă aceasta poate părea ușoară și poroasă, este bună pentru construcții deoarece are o rezistență sporită.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru dacă nu ați făcut-o deja și să ne lăsați un comentariu. Vrem să-i urăm sănătate și însănătoșire grabnică Ancuței de pe canalul de YouTube Bogdan Vlădescu și să adresăm mulțumiri din inimă părinților Adelina și Bogdan, care ne-au făcut acest cadou deosebit, ce se încadrează de minune alături de celelalte plaje ce ocupă un loc special în inimile noastre. O să vă lăsăm un link în descriere către canalul lor de YouTube și dacă v-ar plăcea o asemenea imagine, un link către pagina de Facebook unde se găsesc de vânzare tablourile lui Bogdan. Pe curând!